Slăvit să fie Domnul, ce minunat este. Doamne, Tu ești minunat, Tu ești glorios. De multe ori ne obișnuim așa cu cuvintele și uităm valoarea lor și uităm, Doamne, ce importante sunt cuvintele care le spunem înaintea Ta. Spunea odată un om, ai grijă ce spui înaintea Domnului, pentru că Dumnezeu să-ți țină în socoteală fix ce ai spus. Dacă zici, Doamne, sunt gata să mă sacrific săptămâna asta pentru Tine, îți va da oportunități săptămâna care urmează să te sacrifici pentru El. Dumnezeu te ia în serios, amin? Dragilor, dimineața am vorbit despre relația aceasta extraordinară dintre Fiul lui Dumnezeu și Tatăl și ați văzut că în toate rugăciunile Fiului era un cuvânt cheie, Tată, 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 Tată. Și spuneam că Dumnezeu, Tatăl Ceresc, El nu caută sclavi. Ar fi putut să-și facă o armată de sclavi, El caută fii, caută fiice, caută oameni care să devină copii, da, copiii Lui. În seara asta să mergem în aceeași idee, nu știu, așa m-am simțit stârnit de Duhul lui Dumnezeu. Să merg un pic în direcția Domnului Iisus Hristos și îmi place unul din versetele din Biblie care pot să spun că mi-a șlefuit viața, este acesta, Luca 14:11, căci oricine se înalță va fi și cine se smerește, hai să mai citim o dată, căci oricine se va fi și oricine se smerește va fi înălțat. Vedeți că este aici un cuvânt cheie, oricine. Nu vorbește dacă ești pocăit, nepocăit, penticostal, ortodox, e un principiu universal care Dumnezeu l-a lăsat în funcțiune, exact ca legea gravitației. Nu contează dacă tu crezi sau nu, El funcționează. Și eu l-am experimentat pe pielea mea și cred că și tu ai experimentat pe pielea ta atunci când te-ai înălțat, când ai început să-ți faci un loc, când ai dat din coate, când ți-ai ridicat capul, s-a întâmplat ceva și cineva ți-a luat preșul de sub picioare. Pentru că Biblia spune clar, oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. Mă gândeam la Domnul Iisus Hristos și pasajul care vreau să-l citim în seara aceasta este unul din pasajele mele preferate, e numit Psalmul Noului Testament. Probabil știți, nu-i ceva nou pentru voi, dar aș vrea să citesc din Filipeni capitolul 2. Ăsta este ceea ce Dumnezeu mi-a pus în inimă și mi-a mișcat inima să transmit bisericii, este cuvântul Lui. Deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostlivire și vreo îndurare, făceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie, subliniază-ți-l, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine, citim împreună, însuși, și-a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Citim împreună versetul 8. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea ce? Ne-a spus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Astfel, dar prea iubiților, după cum întotdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când se dă de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Faceți, hai să citim 14-le împreună, faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli. Ajută-ne, Tată! Ne plânge mult în generația asta. De ce? Ca să fiți fără prihană și curați copiii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul lui neam ticălos,
și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții. Așa că în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Amin. Până aici cuvântul Domnului. E unul din cele mai extraordinare pasaje scrise prin mâna unui om de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De ce? Pentru că aici este secretul Fiului. Nu știu, noi suntem o generație și ca toate generațiile interesate în secrete. Secretul în bucătărie, secretul în familie, secretul, da, cei 5 pași ai secretului în business, 5 pași către succes, 3 pași către. Dragul meu, și Fiul a avut un secret. Și în seara asta vreau ca să lăsăm Scriptura să ni-l descopere, pentru că eu cred că multe din problemele din familii sunt datorită faptului că noi nu am învățat să fim fii, nu umblăm pe calea Fiului, nu umblăm pe chipul lui Dumnezeu, umblăm pe chipul acestei lumi. Multe din problemele dintre părinți și copii sunt datorită faptului că noi n-am învățat secretul Fiului. În Trinitate este o absolută unitate. Trebuie să învățăm de la cel mai bun, și cel mai bun este Domnul Iisus Hristos. Amin? Îmi place ce spune Scriptura și aș vrea să zăbovesc asupra acestui pasaj. Apostolul Pavel introduce încă de la început această cerință: nu faceți nimic din duc de ceartă, nimic din duc de ceartă, spre din slavă de ceartă, ci în smerenie. Vreau să te întreb, cum stai cu smerenia? Pentru că smerenia nu ți-o poate da nimeni la un timp de rugăciune. Smerenia nu ți-o poți cumpăra de la supermarket. Smerenia nu ți-o poate da un pastor. Biblia spune, smeriți-vă sub mâna cea tare a lui Dumnezeu. Smerenia, dragul meu, este o alegere zilnică care tu o faci să-L recunoști pe Dumnezeu, stăpânul vieții tale. De câte ori dai credit fricii, de câte ori dai credit spaimei, panicii, da, stresului financiar, tu știi ce faci? Îl neci pe Dumnezeu și dai credit unei alte voci. Dar îmi place ce spune apostolul, introduce încă din start această idee a smerenie și spune: fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos. Eu vreau să vă pun o întrebare, să fiți sinceri cu voi, nu cu mine. Oare cum ar arăta Oradea, învățați și eu să zic, dacă fiecare dintre noi săptămâna următoare nu s-ar mai gândi la el, ci s-ar gândi la aproapele lui? Gândește-te, numai un singur om pe zi să atingi tu. Într-o săptămână sunt 6 până duminică. Fiecare din noi să atingem câte 6, fiecare ăia 6 guri să spună: mă, m-am întâlnit cu unul care semăna cu un fiu de Dumnezeu, nu prea era de pe pământ. Păi de ce? Păi eu i-am zis o înjurătură și el mi-a răspuns cu o binecuvântare. Eu l-am împins la rând și i-am intrat în față și el a zis: te rog frumos, cumpără înaintea mea. Parcă ăsta e de pe altă planetă, nu știu de unde sunt ăștia. De la Biserica Betania, amin. Gândește-te. Și îmi place că Pavel Apostol începe să-L descrie pe Fiul și aici este secretul Fiului. Și dragii mei, haideți să ne deschidem inima, hai să ne deschidem Duhul. Dacă noi învățăm de la Domnul Hristos, eu cred că viața noastră va fi o viață de succes, dar nu de succes din punctul de vedere al lumii, ci de propășire spirituală și în toate felurile, așa cum Dumnezeu ne vrea. Soțul va fi cap, preot, pastor peste familia lui, soția va ști să se supună și va ști să vină în completare, să dea sfaturile potrivite, copiii vor asculta, pentru că problema, știți unde este? Nu e la Dumnezeu. Degeaba te rogi ca pruncul tău să asculte de tine. Uită-te dacă tu asculți de cel de sus. El măcar, el, cine el? De Hristos Domnul vorbește aici. Măcar că avea chipul lui Dumnezeu, adică era Dumnezeu, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era ce? Era Dumnezeu. N-a pus egal între el și Tatăl. Ia uite-te ce înseamnă să te smerești. În acest pasaj ni se spune clar, nu a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine. Deci n-a pus egal între el și Dumnezeu, da? Apoi s-a dezbrăcat pe sine. Câte, eu știu, nu știu, în câte zile din săptămână practici dezbrăcarea de sine?
Pentru că cea mai mare problemă a noastră nu e diavolul. Mi-aduc aminte de Dale Moody, unul din evangeliștii cei mai de succes, să spunem așa, din punct de vedere omenesc, peste 180 de milioane de oameni s-au întors prin el la Hristos și el spunea, cea mai mare problemă a lui Dale Moody a fost Dale Moody, nu satana. Pentru că sinele îți face cele mai mari problemele. Sinele de dimineață de când te trezești spune, eu cred, eu simt, eu vreau. Punct. Ce cred eu e cel mai important, ce vreau eu e cel mai important, ce simt eu e cel mai important, e adevărul. Poate fi adevărul tău, dar nu adevărul lui Dumnezeu. S-a dezbrăcat de sine însuși și a luat chip de rob. A fost alegerea lui. Odată am pus o întrebare unui om al lui Dumnezeu, cum știu cu adevărat că sunt slujitorul Domnului? Și omul ăsta mi-a răspuns așa, când oamenii te tratează ca pe o cârpă și nu te simți ofensat, atunci știi cu adevărat că ești slujitorul Domnului. Dacă te ofensezi, nu ești. Păi să știți că m-a provocat asta, mă credeți? Pentru că de multe ori mergeam în locuri și oamenii îmi dădeau așa o atitudine. Ce, moldoveanule, vii tu să mă înveți pe mine. Și mă ofensam. Și da, nu ești slujitor, nu te-ai dezbrăcat încă de sine. Sănică, mai ai lucruri care trebuie să moară, să le duci la cruce. S-a dezbrăcat de sine, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oameni.